România ar urma să fie lovită de fenomene meteo severe în zilele următoare. Furtune asemănătoare ciclonului Daniel, care a produs pagube însemnate în Europa. Deja vestul Europei a fost lovit de furtuni puternice în ultimele ore, iar meteorologii spun că se îndreaptă spre țara noastră. În Spania, Germania sau Olanda, acestea au provocat haos cu străzi inundate complet, autostrăzi închise și culturi agricole distruse complet. Spania a fost afectată de precipitații record și de inundații masive, care au dus la pierderea tragică a cel puțin 3 vieți. Inundațiile au făcut ravagii în întreaga țară, afectând principalele centre turistice, inclusiv Alicante, Barcelona, Ibiza, Madrid și Valencia. Străzile pitorești ale Spaniei au fost transformate în râuri turbulente de noroi, fiecare val de apă măturând vehiculele în calea sa și provocând pagube importante infrastructurii și clădirilor. Rapoartele de la instituțiile meteorologice subliniază faptul că aceste provincii au fost cele mai afectate, însă și în alte zone au fost probleme din cauza cantităților mari de precipitații. O parte din Germania a fost lovită de furtuni puternice care au adus grindină de mari dimensiuni. Cea mai afectată zonă a fost una viticolă între Frankfurt și Stuttgart. Fermierii de aici spun că întreaga lor producție a fost decimată chiar înainte să înceapă recoltarea. În Münsterland, străzile au fost inundate după ploile abundente, în special pe A2, unde mașinile au fost practic înghițite de apă. Ca urmare, s-a format un ambuteiaj de 8 km lungime. Serviciul meteorologic german a avertizat cu privire la furtuni puternice și în zilele următoare, care vor aduce cantități de apă cuprinse între 60 și 90 de litri pe metru pătrat. Ploile torențiale au adus probleme grave și în Olanda. Străzile din Maastricht, Gelen și Valkenburg s-au inundat rapid, în timp ce gara din Maastricht a fost închisă, pentru că apele mari au îngreunat accesul. Tot aici, mai multe școli au fost inundate, iar circulația pe autostrăzile A2 spre Eindhoven și A76 spre Aachen a fost restricționată. Meteorologii din această țară spun însă că ce a fost mai rău a trecut, iar zilele următoare nu mai sunt așteptate cantități însemnate de precipitații. În primele 12 zile ale lunii septembrie au avut loc 8 inundații devastatoare pe 4 continente. Înainte ca furtuna mediteraneană Daniel să aducă potopul în estul Libiei, ploile torențiale au inundat părți din centrul Greciei, nord-vestul Turciei, sudul Braziliei, centrul și coasta Spaniei, sudul Chinei, Hong Kong și sud-vestul Statelor Unite. Experții spun că acest șir de catastrofe este neobișnuit în istoria recentă. Toate aceste fenomene, doamnelor și domnilor, despre care meteorologii ne vorbeau odată și nu credeam că le vom trăi, iată, sunt astăzi, au devenit realitate și pericolul în Europa, alerta din Europa încă nu a trecut. Vedeți pe hartă, doamnelor și domnilor, ce este cu alb, sunt norii, norii care poartă cu ei o cantitate foarte mare de precipitații. Vedem că acești nori sunt undeva în vestul Europei, sunt pe Franța, Germania, Olanda și se duc spre nordul continentului. Ei bine, meteorologii estimează că toată această cantitate de precipitații va migra către centrul și, de ce nu, către estul continentului, aici unde se află și țara noastră. Și cum vorbeam, sunt fenomene, am văzut în săptămânile ce au trecut, în zilele trecute și iată și astăzi avem parte de fenomene extreme în ceea ce privește vremea. Și în direct cu noi la News Hour with CNN, doamnelor și domnilor, este domnul Bogdan Antonescu, expert în fenomene extreme. Bună seara, domnule Antonescu, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția la News Hour with CNN. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Antonescu, vedem din ce în ce mai multe fenomene extreme, fenomene cu care nu eram obișnuiți sau, mă rog, acum mult, mult, mult mai amplificate. Inundații, căderi masive de precipitații, am văzut ce s-a întâmplat în Grecia. De ce suntem în acest anotimp, practic, în această eră nouă? Ați ascultat foarte bine. Aceste fenomene au existat și în trecut, am mai avut inundații în Europa, am avut inundații în România, dar ele sunt amplificate acum. Pe de o parte, avem cauzele naturale, da? Lucrurile acestea s-au întâmplat și în trecut, sunt lucruri care apar normal în atmosferă, dar acum lucrurile sunt amplificate pentru că avem această creștere a temperaturii medii globale. Și atunci, doar dacă ne gândim la Marea Mediterană, asta înseamnă mai multă evaporare, înseamnă mai mult vapor de apă în atmosferă și atunci când apar aceste fenomene, furtuni convective, cum le numim noi, sau furtunile acestea cu dezvoltare mare pe verticală, atunci cantitatea de precipitații este mai mare. Mai mult vapor de apă în atmosferă, mai mult
multe precipitații ajung la suprafață și pot să producă inundații. Și sunt fenomene, e adevărat, unele dintre ele sunt extrem de rare. Menționați mai devreme furtuna Daniel. Este o furtună cu o cantitate foarte mare de precipitații. Din fericire, nu a produs așa de multe victime în Grecia, dar însă impactul a fost foarte mare în alte regiuni. Acea furtună este cu adevărat neobișnuită prin cantitatea mare de precipitații. La ce să ne așteptăm pe viitor? Și când spun viitor, mă refer și la viitorul apropiat, dar și la cel mai îndepărtat, pentru că este limpede că noi suntem cei care ar trebui cumva să ne adaptăm la aceste schimbări. Da, trebuie să ne adaptăm și astfel de genul acesta de furtuni cu cantități mari de precipitații, după care urmează perioade cu secetă, vor deveni un lucru obișnuit, ca de altfel și valurile de căldură, despre care știm clar că și-au schimbat caracteristicile, ce observăm, de exemplu, numai în ultimii 2 ani, valuri de căldură mai extinse, cu intensitate mai mare și mult mai frecvente decât în trecut. Deci, pe termen scurt, la asta trebuie să ne așteptăm, la mai multe valuri de căldură și la aceste alternanțe între perioade cu precipitații foarte intense în anumite regiuni, iar în alte regiuni perioade cu secetă. Și aceasta este tendința și pe termen lung. Bun, această tendință poate fi amplificată dacă noi continuăm să punem mai multe gaze cu efect de seră în atmosferă, astfel încât să creștem acest impact. Evident, o temperatură mai ridicată înseamnă că atmosfera poate să rețină mai mult vapor de apă și atunci toate aceste fenomene continuă să se amplifice. Și atunci va trebui să ne adaptăm deja la această realitate, pentru că lucrurile s-au schimbat. Ce vedem asta în viața de zi cu zi? Da, va trebui să ne adaptăm la noile valuri de căldură și temperaturi extreme, dar și la perioada aceasta cu precipitații intense. Să ne adaptăm pe de o parte și să încercăm să stopăm, cel puțin să încetinim această încălzire. Vă mulțumim foarte mult, domnule Antonescu, pentru aceste precizări.